Stimați credincioși, vă invit să deschidem acum cuvântul Domnului în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 1, vom lectura până la versetul 8. Coborârea Duhului Sfânt. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-a așezat câte una pe fiecare din ei și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudeii, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori, în această dimineață sărbătorim coborârea Duhului Sfânt, sărbătoarea Cincizecimii, o sărbătoare însemnată pentru lumea creștină și cu o rezonanță aparte pentru Biserica Pentecostală, biserică în care mărturisim că Duhul lui Dumnezeu lucrează și în vremurile noastre, precum a lucrat și în vremea în care întâia dată s-a revărsat darul Duhului Sfânt, în vremea apostolilor Domnului nostru. De bună seamă că mulți dintre noi, pe parcursul vieții de credință, am avut experiențe cu Dumnezeu, ne-am bucurat de revărsări ale Duhului în viața noastră, în viața familiilor noastre, a bisericii noastre, și putem mărturisi pentru slava lui Dumnezeu că Domnul ne-a botezat cu Duhul Său cel Sfânt. În această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom avea împreună un cuvânt de învățătură. Este nevoie să revenim asupra acestui cuvânt, vom vorbi despre botezul cu Duhul Sfânt. Când și în ce împrejurări ar fi oare mai potrivit să vorbim pe tema aceasta și să aprofundăm cuvântul de învățătură pe acest subiect. Sigur că această învățătură are un profund caracter biblic și este foarte important să subliniem încă de la început că în Biserica lui Dumnezeu, învățătura trebuie să fie fundamentată pe Biblie, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Biblia ne învață ceva, acel ceva trebuie să fie asumat de credincioși cu convingere și apoi adus în trăirea vieții, potrivit călăuzirii pe care Duhul lui Dumnezeu o dă fiecăruia dintre noi. Când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, primul lucru pe care trebuie să-l clarificăm este răspunsul la întrebarea cine este Duhul Sfânt. Botezați cu Duhul Sfânt, da, cine este Duhul Sfânt? Trebuie să precizăm că Duhul lui Dumnezeu nu este o putere. În inimile unor credincioși există această confuzie că Duhul este o putere. El este o energie divină care manifestă printre noi prezența lui Dumnezeu. Este practic manifestarea prezenței lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu. După cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt nu este o putere. În identitatea sa, Duhul lui Dumnezeu este persoană, Duhul lui Dumnezeu este divin, este Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu este parte a Sfintei Trăimi, împreună cu Tatăl și împreună cu Domnul Iisus, formând dumnezeirea, Sfânta Trăime, în numele căreia am și fost botezați, după cum a spus Domnul Iisus. Și botezații în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Când vorbim de identitatea Duhului Sfânt, trebuie să așezăm în inimile noastre cu limpezime, claritate și convingere aceste adevăruri. Duhul lui Dumnezeu este persoană. După chipul lui și asemănarea lui, a lui Dumnezeu, inclusiv a Duhului Sfânt, am fost creați și noi. Ca persoană, Duhul Sfânt are însușiri personale. El are rațiune, Duhul lui Dumnezeu gândește, Duhul lui Dumnezeu are voință, are sentimente.
Biblia ne vorbește despre dragostea Duhului, despre bucuria Duhului, ne vorbește despre întristarea Duhului, despre suspinurile Duhului. Când e vorba de voință, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Duhul lui Dumnezeu este Cel care împarte daruri fiecăruia după cum voiește. Are o voie a Lui pe care o manifestă în biserică. Doar o persoană poate să aibă procese raționale, sentimente și voință. Duhul lui Dumnezeu, după cum ne arată Scriptura, exprimă aceste trăiri personale. De asemenea, Cuvântul Domnului ne arată că Duhul Sfânt face acțiuni personale. Acțiuni pe care le poate săvârși o persoană. Duhul lui Dumnezeu vorbește. Iată ce vorbește bisericilor Duhul. Duhul lui Dumnezeu, ne spune Scriptura, ne convinge, ne dovedește. Duhul va convinge, va dovedi lumea în ce privește neprihănirea, în ce privește dreptatea, în ce privește păcatul, în ce privește judecata. Ca persoană, Duhul lui Dumnezeu ne conduce, ne călăuzește. Biblia spune că toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copiii lui Dumnezeu. Sunt doar câteva exemple, Scriptura conține foarte multe asemenea afirmații care probează faptul că Duhul Sfânt fiind persoană săvârșește acțiuni care se potrivesc cu de persoane. De asemenea, Biblia ne arată că Duhul Sfânt cultivă relații interpersonale. El se angajează în relații interpersonale cu alte persoane, cu Domnul Iisus, cu Tatăl și apoi cu credincioșii. Duhul lui Dumnezeu vorbește credincioșilor, îi inspiră pe credincioși, îi susține, îi mângâie pe credincioși, îi îmbărbătează, îi împuternicește. Toate aceste acțiuni sunt acțiuni care subliniază relațiile interpersonale pe care Duhul lui Dumnezeu le are. De asemenea, El are reacții pe care le are o persoană. El poate fi întristat, El poate fi batjocorit, El poate fi cinstit. El poate fi căutat, chemat, cu El se poate dialoga. Duhul lui Dumnezeu are aceste reacții. Sigur că nu e nevoie și nici timp în dimineața aceasta să aprofundăm aceste părți legate de identitatea Duhului Sfânt, dar e bine să ne le aducem aminte. În ce privește dumnezeirea sa, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Duhul Sfânt are atributele specifice dumnezeirii. Așa după cum Tatăl și Domnul Iisus este Dumnezeu și Sfântul Duh este Dumnezeu. Ca cineva să poată avea această identitate, calitate de Dumnezeu, trebuie să aibă atributele specifice dumnezeirii. Prezență, pretutindeni, omniprezență, omnipotență, atotputernicie, omnisciență, atotcunoaștere, eternitate, fără început, fără sfârșit. Imuabilitate sau neschimbare, să fie constant mereu și desăvârșit. În ce privește pe Duhul Sfânt, toate aceste atribute ale dumnezeirii pot fi regăsite în relatarea Scripturii și în dreptul Duhului Sfânt. Biblia ne arată că Duhul lui Dumnezeu face lucrări pe care doar Duhul lui Dumnezeu le poate săvârși. Duhul lui Dumnezeu, în privința aceasta, a lucrărilor pe care Dumnezeu le poate face, Biblia ne arată că El este angajat în creație, în susținerea creației, în mântuirea oamenilor, în adeverirea, în convertirea oamenilor, în aducerea lor la Dumnezeu și atâtea alte lucrări pe care doar Dumnezeu le poate face. Apoi Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Duhul are nume și titluri care se potrivesc numai lui Dumnezeu. Și foarte important, în Biblie, adeseori Duhul Sfânt este numit Dumnezeu. Vă aduc aminte doar unul dintre aceste locuri, Apostolul Petru, în zilele de început ale bisericii, a fost pus împreună cu biserica creștină în fața unei situații foarte neplăcute. Anania și Safira, ne spune cuvântul, că au fost ispitiți de cel rău să strecoare în sânul comunității o minciună. Au vândut un pământ și au venit cu banii de pe pământul acela la frați, pretinzând că i-au adus pe toți, când în realitate o parte a lor i-a ținut acasă. Sigur că ar fi putut să facă ce doresc ei cu ceea ce era a lor, doar că acolo s-a strecurat o viclenie și o minciună care n-a plăcut lui Dumnezeu. În acel context, mânat de Duhul lui Dumnezeu, Apostolul Petru s-a adresat acelor oameni și le-a spus așa: voi n-ați mințit pe oameni. Voi ați mințit pe Duhul Sfânt. Cum de v-a umplut Satana inima să mințiți pe
Dumnezeu. Așa a zis, punând egal între Duhul Sfânt și Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că Duhul este Domnul și unde este Duhul Domnului este slobozenie, este libertate. Iată dar texte din Scriptură care arată că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Acum, așa, pentru cei care iubiți matematica și formele geometrice, am încercat aici o reprezentare a relațiilor din Sfânta Treime sub forma aceasta. Acolo, în triunghiuri, în capătul triunghiului, în unghiuri, sunt reprezentate cele trei persoane ale Dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Fiecare dintre ele are calitatea de Dumnezeu, e Dumnezeu. Dar trebuie să subliniem că Tatăl nu este Fiul, în timp ce Tatăl este Dumnezeu, dar nu-i Fiul. Fiul nu este Tatăl și nici Duhul Sfânt, în timp ce este Dumnezeu. În ce privește pe Duhul Sfânt, El nu este Tatăl, nu este nici Fiul, dar este Dumnezeu. Fiecare are o identitate distinctă, separată. A apărut această părere, învățătură, care spune că Dumnezeu este unul, dar se manifestă ca Tată în Vechiul Testament, ca Fiu în vremea întrupării, ca Duh după cincizecime încoace. Și în forma aceasta se arată, și unii apoi au mers până acolo încât au spus, nici nu trebuie să ne botezăm în numele Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt, ci numai în numele Domnului Iisus. Și dacă cineva apuca să se boteze în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh, ar trebui să se reboteze doar în numele Domnului Iisus. Există această învățătură falsă de altfel, care în esența ei se face vinovată de negarea Sfintei Treimi, de negarea învățăturii că Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Am răspuns la întrebarea cine este Duhul Sfânt în cele trei afirmații. Persoană, Dumnezeu în Sfânta Treime, împreună cu Tatăl și împreună cu Domnul Iisus, formând Sfânta Treime. Acum, apropiindu-ne de învățătura cu privire la botezul cu Duhul Sfânt, haideți să vedem care este terminologia biblică prin care este descrisă această lucrare a lui Dumnezeu, această experiență binecuvântată numită botezul cu Duhul sau botezul în Duhul Sfânt. În cuvântul lui Dumnezeu găsim mai multe asemenea expresii, am notat dintre ele 7. Le vom trece cât de repede putem în revistă. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre botezul cu Duhul prin expresia a boteza cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus a zis, voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. După cum cu ocazia botezului în apă, cel botezat în apă este scufundat în apă, mediul care îl cuprinde este apa, la fel în cazul botezului cu Duhul Sfânt, cel botezat cu Duhul Sfânt este luat de această dată de Domnul Iisus și scufundat, botezat în Duhul Sfânt. O altă expresie este expresia îmbrăcare cu putere de sus. Ea este folosită de Domnul Iisus, care înaintea înălțării sale la cer a spus ucenicilor, rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Această expresie ne aduce aminte de ceva din Vechiul Testament, de felul în care Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu și după ce a avut parte de această împuternicire, Dumnezeu l-a folosit cu putere în misiunea care îi sta în față. De asemenea, ne aduce aminte de profetul Elisei, care a cerut lui Dumnezeu o îndoită măsură de putere din Duhul lui Ilie și Domnul prin Ilie a spus că acest lucru este cu putință dacă îl va vedea și apoi în urmă a rămas mantaua ca un simbol a chemării profetice, a împuternicirii profetice pe care profetul Elisei a luat-o, s-a înveșmântat cu ea și a continuat slujirea profetică pe care înainte o avusese Ilie. Această expresie, îmbrăcare cu putere de sus, ne trimite la această împuternicire pe care copiii lui Dumnezeu, de care copiii lui Dumnezeu au parte când peste ei se coboară Duhul lui Dumnezeu. Expresia făgăduința Tatălui, o găsim în Fapte 1:4, ea ne aduce aminte că botezul cu Duhul Sfânt este promisiunea lui Dumnezeu, garantată de Dumnezeu, este inițiativa lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, nu este meritul nostru, este planul lui Dumnezeu și promisiunea lui Dumnezeu și Dumnezeu care întotdeauna ține cuvântul, va împlini și această făgăduință pe care a făcut-o copiilor săi. A găsim apoi în Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 4, expresia umplerea cu Duhul Sfânt, toți s-au umplut cu Duhul Sfânt. Această expresie ne arată că
Prin botezul cu Duhul, credinciosul este efectiv copleșit, este umplut cu prezența lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu. El are parte de această împuternicire carismatică. Găsim apoi în Fapte 8 cu 16, ca ecou a textului din Ioel, capitolul 2, versetul 28, expresia coborârea Duhului, coborâre peste. Profetul Ioel a zis că în vremea de pe urmă voi turna Duhul meu peste orice făptură. Botezul cu Duhul Sfânt este înțeles ca această turnare a Duhului lui Dumnezeu, coborâre a Duhului lui Dumnezeu peste copiii lui Dumnezeu. Găsim apoi și expresia darul Duhului Sfânt. Apostolul Petru o folosește zicând, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Această expresie subliniază că botezul cu Duhul Sfânt în esența lui este o binecuvântare a lui Dumnezeu, un har din partea lui Dumnezeu, nu e meritul nimănui, nu este rezultatul efortului, a rugăciunilor, a luptelor noastre în rugăciune, ci efectiv este harul lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu peste aceia care îl caută pe Dumnezeu. Și în final, încă o expresie, o găsim în Fapte 19, versetul 3, expresia a primi Duhul Sfânt. Apostolul Pavel, referindu-se la această experiență creștină, a întrebat pe niște ucenici, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Iată că botezul cu Duhul Sfânt este definit și ca primire a Duhului, subliniindu-se de data aceasta responsabilitatea pe care o avem noi ca oameni, ca oameni credincioși, să căutăm fața lui Dumnezeu ca să primim ceea ce Dumnezeu a făgăduit și a pregătit pentru noi. Binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. Uitându-ne la această terminologie folosită în Scriptură, la complexitatea ei, la fațete și valențe diferite pe care aceste expresii le pun în evidență, încă o dată realizăm și ne dăm seama cât de însemnată este această lucrare lui Dumnezeu. Este voia lui Dumnezeu ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să se coboare peste fiecare dintre noi și în această experiență numită botezul cu Duhul Sfânt. Amin. O mergem mai departe, sublinind încă un adevăr de care toți creștinii, toți copiii lui Dumnezeu trebuie să fie conștienți și pe care trebuie să și-l așeze din inimă. Botezul cu Duhul Sfânt era, în generația de început ale creștinilor, așteptarea lor justificată. Botezul în Duhul a fost așteptarea justificată a primilor creștini. Nu se concepea în acele zile de început a bisericii ca un om întors la credință să nu aibă preocuparea să fie umplut cu Duhul Sfânt sau biserica să nu aibă preocuparea prin slujitorii ei, prin învățătura dată, să conducă pe cei întorși la credință în contexte în care să primească botezul cu Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului ne arată că la primii creștini această experiență era trăită în zilele de început după convertire, după pocăință, în zilele de început după botezul în apă, în dreptul unora chiar înainte ca să aibă loc botezul în apă, după cum vom vedea în următoarele texte. În textul acesta, spre exemplu, cuvântul Domnului ne spune că Filip a ajuns cu Evanghelia în Samaria și acolo, după ce a vestit cuvântul lui Dumnezeu, oamenii au crezut cuvântul, au primit propovăduirea lui Filip, au fost botezați, atât bărbați cât și femei, și după ce lucrarea aceasta lui Dumnezeu s-a realizat în Samaria, cuvântul ne spune că vestea s-a dus departe, a ajuns în Ierusalim, și acolo apostolii din Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, a trimis la ei pe Petru și pe Ioan, doi dintre apostolii Domnului, care au venit în Samaria cu un scop, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Textul ne spune în versetul 16 că rațiunea pentru care au făcut această deplasare în Samaria și s-au rugat pentru credincioși să primească Duhul Sfânt, rațiunea consta în faptul că Duhul nu se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Vă rog să observați în textul acesta cum doi slujitori dintr-o biserică în care se acumulase mai multe experiențe, respectiv biserica din Ierusalim, s-au dus ca să sprijine o altă comunitate în formare, o comunitate, cea din Samaria, care avea nevoie de îndrumare și de sprijin și de călăuzire și învățătură și susținere din partea unor slujitori a lui Dumnezeu. Mai aud pe unii spunând că stăruința pentru botezul cu Duhul Sfânt nu are precedent în Biblie. Păi textul acesta ce-i?
Doi slujitori ai lui Dumnezeu, dintr-o adunare, s-au dus în alta adunare, să se roage împreună cu cei convertiți pentru ei, să primească botez cu Duhul Sfânt. Este precedent, numai dacă vrei să-l vezi. Ei, și nu numai că este acest precedent, dar acest precedent scoate în evidență ceva. Preocuparea apostolilor ca cei care s-au întors la Dumnezeu să fie și umpluți cu Duhul Sfânt. Într-un alt text, Fapte 9, de această dată cuvântul ne vorbește despre Saul, care mai târziu este cunoscut ca apostolul Pavel. El s-a întors la Dumnezeu în apropierea Damascului, în urma acelei revelații pe care Domnul Iisus i-a făcut-o, descoperindu-i se din cer. Scriptura ne spune că după aceea Saul, predându-se lui Dumnezeu, s-a rugat. 3 zile a stat în rugăciune și în post, iar în intervalul acesta de timp Dumnezeu a vorbit unui profet din Damasc, cu numele Anania, care a fost trimis să-l caute pe Saul și să îi vorbească, să-l învețe, să se roage pentru el ca să fie vindecat, ca să fie umplut cu Duhul Sfânt și să-l boteze în apă. Asta era misiunea profetului Anania. Profetul Anania a ezitat, pentru că mersese vorbă că Saul este persecutor al bisericii. Și cum s-au făcut acum aceste schimbări, când cu toți aflând că vine pe la noi, ne-am ascuns pe unde am știut ce am putut ca să scăpăm de amenințările lui. Și acum deodată Domnul mă trimite la el că el e creștin. Anania a ezitat, Domnul i-a explicat despre ce este vorba, Anania a primit chemarea aceasta și a fost convins că acela este adevărul și a plecat. Iar când a intrat în casă, spune cuvântul, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat în apă. Versetul 18 ne arată că botezul în apă a avut loc după această rugăciune cu punerea mâinilor, în urma căreia Saul a fost și vindecat și botezat cu Duhul Sfânt. Vă rog să observați preocuparea lui Dumnezeu, care l-a trimis pe Anania ca Saul, cel întors la Dumnezeu în urmă cu 3 zile, să fie botezat cu Duhul Sfânt. Găsim apoi, în Fapte 19, la apostolul Pavel această preocupare, trecând peste detaliile pe care le găsim la începutul acestui text, apostolul Pavel, după ce încredințează pe acești 12 bărbați, ucenici al lui Ioan Botezătorul, că ei trebuie să se facă creștini, să-L primească pe Domnul Iisus și să fie botezați în apă, cuvântul Domnului ne spune în versetul 5, când auzite aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Uitați-vă, rog, apoi ce a urmat. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Trebuie să observăm preocuparea apostolului Pavel ca acei ucenici care au crezut și au fost botezați în apă să fie acum îndrumați, conduși și ajutați să primească și experiența botezului cu Duhul Sfânt. Pavel s-a rugat pentru ei în acest scop. Și cuvântul ne spune că Dumnezeu a împlinit rugăciunea, Duhul s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Aceste 3 texte din cuvânt, și mai pot fi aduse și altele, probează că la primii creștini experiența botezului cu Duhul Sfânt avea loc în zilele de început după ce se întorceau la Dumnezeu. Și că slujitorii lui Dumnezeu erau atent preocupați ca acei proaspăt convertiți să cunoască promisiunea lui Dumnezeu și să fie ajutați și îndrumați ca să o poată experimenta în viața lor și în trăirea lor cu Dumnezeu. Situații ca cele din bisericile noastre, ca cineva se întoarce la Dumnezeu, se botează în apă și apoi cu ani nu mai are niciun gând și dorință sau nici nu se vorbește în biserici pe subiectul acesta, asemenea situații nu erau obișnuite în biserica primară. Asemenea situații au apărut mai târziu, din cauza, și nu mai spunem din ce cauză, că și noi în adunarea noastră ne facem vinovați de unele dintre ele. Vă îndemn să manifestăm și noi dorința pe care au avut-o primii creștini. Cei care s-au întors la Dumnezeu au înțeles că trebuie să fie plini cu Duhul lui Dumnezeu. Amin. Și acum să mergem mai departe. Un adevăr foarte important pe care trebuie să-l subliniem și să-l adâncim. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență spirituală ulterioară convertirii la credință și a nașterii din nou.
Botezul cu Duhul Sfânt nu se realizează în viața unui credincios cu ocazia convertirii lui la credință sau cu ocazia nașterii sale din nou. Există această părere cum că botezul cu Duhul, darul Sfântului Duh, este dat creștinilor când se întorc la Dumnezeu. Atunci sunt născuți din nou, atunci sunt împuterniciți, botezați cu Duhul Sfânt, primesc de la Dumnezeu și această binecuvântare și după aceea nu mai există nimic altceva decât eventual o trăire continuă cu Dumnezeu, cu revărsări viitoare ale Duhului în viața sa. Dar de altfel, experiența, așa cum o găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, sau în Faptele Apostolilor, capitolul 8 sau 10, sau în alte texte, nu mai are loc. Ea se realizează de acum la convertire. Această părere, da, dacă ne uităm pe liniuțele astea ale mele, nu știu cum să le numesc, că pictură nu-i, da, așa, e linia timpului, așa, acolo, a marcat convertirea, apoi nașterea din nou, chiar dacă acestea pot fi realizate în aceea zi, convertire însemnând că eu mă întorc la Dumnezeu, naștere din nou însemnând că Dumnezeu răspunde transformându-mă, schimbându-mă, convertirea, nașterea din nou și apoi botezul cu Duhul Sfânt. Există înțelegerea că botezul cu Duhul Sfânt nu este acolo linia a treia, ci este acolo, suprapus cu nașterea din nou. Odată schimbat și născut din nou, ai primit și botezul cu Duhul Sfânt. Frați și surori, după cuvântul lui Dumnezeu, între convertire la credință și naștere din nou, există o diferență și o distinție majoră. O dovedim prin următoarele texte din Sfânta Scriptură. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 1 la versetul 4, cuvântul Domnului ne arată în locul acesta că în ziua cincizecimii, Duhul Sfânt s-a coborât peste niște oameni care deja erau întorși la Dumnezeu. Apostolii Domnului, împreună cu cei aproximativ 120, cât se găseau în casa lui Ioan Marcu în ziua cincizecimii, cuvântul ne spune, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. De asemenea, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38, găsim un cuvânt care subliniază limpede distinția între momentul pocăinței, a convertirii, a întoarcerii la Dumnezeu și cel al primirii botezului cu Duhul. Apostolul Petru a zis așa, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Acest apoi arată lămurit că darul Duhului Sfânt urmează pocăinței. Nu se realizează deodată cu pocăința. De asemenea, în Faptele Apostolilor, în capitolul 8, acest cuvânt este cât se poate de limpede, el scoate în evidență faptul că momentul convertirii și a întoarcerii la Dumnezeu a celor din Samaria a avut loc cu ocazia predicării Evangheliei de către Filip. Filip a ajuns în Samaria, acolo a propovăduit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Biblia ne spune că samaritenii au crezut, au fost botezați, au primit cuvântul, așa găsim și în versetul 14. Și în versetul 16 fuseseră botezați, dar Duhul încă nu se coborâse peste niciunul dintre ei. Textul este cât se poate de clar. Iată un grup de credincioși despre care se spune că au crezut, au fost botezați, au primit cuvântul lui Dumnezeu, dar Duhul nu s-a coborât peste ei. Cine pretinde că Duhul lui Dumnezeu, botezul cu Duhul, se coboară cu ocazia pocăinței, se coboară cu ocazia botezului în apă, cu ocazia credinței, a nașterii din nou, trebuie să explice cumva textul acesta. Unul dintre respectivii teologi, un om de altfel savant, un om de carte, numele lui este James Dunn, apelează la următoarea explicație. Explicația lui este că samaritenii n-au fost creștini pe de adevăratele. Asta, decât să spună, da, e distinție între convertire și botez cu Duhul Sfânt, e distinție între nașterea din nou și botezul cu Duhul, preferă să explice că samaritenii n-au fost creștini cu adevărat. Și iată cum explică, cum sugerează. Sugerează că Filip nu a adus Evanghelia completă. Și când te scrie, au crezut pe Filip, nu în Iisus. Așa, pe detalii de acestea. Deci, după înțelegerea pe care o avem, este mult mai simplu și la îndemână să acceptăm, cum scrie în acest cuvânt, că oamenii au primit cuvântul lui Dumnezeu, au fost botezați, au primit credința, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu a numelui lui Iisus Hristos, deci s-au întors la Dumnezeu cu toată inima lor și ulterior,
Când Petru și cu Ioan a fost împreună cu ei și s-a rugat pentru ei, a venit botezul cu Duhul Sfânt. E cu totul nefiresc să spui că Filip n-a fost un slujitor al lui Dumnezeu sănătos în credință și că a predicat incomplet Evanghelia. Păi cum? După aceea l-a luat Duhul lui Dumnezeu și l-a mânat, ca să spune aceeași Evanghelie, famenului etiopian? Și apoi Duhul lui Dumnezeu l-a răpit ca să-l trimită repede într-un alt loc, că era cu grabă totul? E cu totul nefiresc și nepotrivit să ajungem la asemenea interpretări. Mai simplu și în logica textului biblic este să punem această succesiune, convertire, naștere din nou și apoi botez cu Duhul Sfânt. În cazul apostolului Pavel lucrurile sunt la fel evidente, nu mai insistăm asupra acestui text, ci doar observăm faptul că Saul se întoarce la Dumnezeu pe drumul Damascului 3 zile înainte ca botezul cu Duhul Sfânt să se realizeze în viața lui. Și acest text din Biblie dovedește ulterioritatea experienței botezului cu Duhul Sfânt față de convertire și față de nașterea din nou. Mai sunt și alte texte, spre exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 15, de la 7 la 9, în textul acesta este subliniată o diferență între momentul nașterii din nou, a schimbării noastre, și cel al botezului cu Duhul Sfânt. Am auzit și printre noi, nu neapărat în Biserica Emanuel, dar în general printre noi, părerea că nu poți să fii născut din Dumnezeu și nu ești copil al lui Dumnezeu până când ești botezat cu Duhul Sfânt. Părerea că nu poți să fii mântuit, că nu ești al lui Dumnezeu, al lui Hristos, până când nu ai primit botezul cu Duhul Sfânt. Și se încearcă să se argumenteze în chip și fel această părere. Noi am vorbit în adunarea noastră pe subiectul acesta, nici o clipă nu ne trece prin minte să desconsiderăm experiența botezului cu Duhul Sfânt sau să o minimalizăm, să ne atingem de semnificația și importanța ei. Trăim cu toată inima promisiunile lui Dumnezeu și ne le dorim, dar același timp trebuie să ne distanțăm de aceste păreri care confundă experiența botezului cu Duhul Sfânt cu nașterea din nou și cu mântuirea. Păi vă întreb pe dumneavoastră, la stăruință pentru botezul cu Duhul Sfânt în biserici, sunt chemați oamenii necredincioși? Nu. De ce nu-i chemăm? Păi, cuvântul Domnului spune că lumea nu poate să primească botezul cu Duhul Sfânt. Și dacă lumea nu-l poate primi, ci numai creștinii îl pot primi, cum spunem atunci că nu poți să fii creștin fără botez cu Duhul Sfânt? Să ne uităm la acest text. Apostolul Petru se referă în sfatul prezbiterilor și apostolilor din Ierusalim, Fapte 15, consemnează întâmplarea aceea, apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă să se sfătuiască. Era acolo un subiect complex asupra căruia nu mai facem vorbă acum. Petru s-a ridicat în picioare și a zis, amintind ce a făcut Dumnezeu în casa lui Corneliu, cu Corneliu și cu cei care se găseau acolo. Fraților, a zis el, știți că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi ca prin gura mea, neamurile, s-a referit aici la Corneliu și cei din casa lui, să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Vă rog să observați, să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, întrucât le-a curățit inima, le-a curățat inimile prin credință. Vă rog să băgați de seamă succesiunea unor evenimente. Dumnezeu îl călăuzește pe Petru să spună Evanghelia. Evanghelia a fost auzită de cei de Corneliu, el a crezut acea Evanghelie, prin credință, ne spune versetul 9, Dumnezeu a curățit inima, adică a schimbat inima celor oameni. Prin această expresie a curățat inima, le-a curățat inimile, înțelegem că este naștere din nou. Și apoi Dumnezeu, care cunoaște acele inimi schimbate, a mărturisit pentru ei. Ce a mărturisit pentru ei? A mărturisit că inima a fost curățită. A mărturisit că Evanghelia auzită a fost crezută, primită, acceptată. A mărturisit pentru ei, dându-le Duhul Sfânt ca și nouă. În lumina acestui text biblic, nașterea din nou este anterioară botezului cu Duhul, iar botezul cu Duhul este o mărturisire făcută de Dumnezeu că această schimbare spirituală a avut loc înainte. Tot în spiritul acesta este și textul din Galateni, capitolul 4, versetul 6, la 4 la 6, în special versetul 6, cuvântul Domnului spune așa,
Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. În context, Apostolul Pavel vorbește despre lucrarea de răscumpărare pe care a făcut-o Domnul Iisus, care a venit pentru ca să căpătăm înfierea. Deci, prin credința în Iisus Hristos a încăpătat înfierea. Și acum spune Scriptura, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Acolo nu spune așa, și ca să deveniți fii, Dumnezeu ne trimite în inimă Duhul. Duhul ne este dat cu scopul să fim transformați în fii al lui Dumnezeu. Nu scrie așa, ci altfel. A venit întâi în fierea pe care am primit-o prin har, în credință din partea lui Dumnezeu și acum, pe baza statutului de fii, confirmând că suntem fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Asta este Scriptura. Și atunci cine spune că nu poți să fii fiu al lui Dumnezeu decât după ce ai primit Duhul, cum explică textul acesta? Dar sigur că asta nu trebuie să ne spună, acum slavă Domnului, suntem fii, nu ne mai trebuie botez cu Duhul Sfânt. Păi nu vă supărați! Cuvântul lui Dumnezeu arată că există o experiență ulterioară nașterii din nou, și anume umplerea cu Duhul Sfânt. Nu încurcăm botezul cu Duhul Sfânt cu nașterea din nou, dar nici în numele nașterii din nou îndepărtăm botezul cu Duhul Sfânt. Asta ar fi altă greșeală. Și pe unii dintre noi ne facem vinovați de ea. Trebuie să ne îndreptăm. Și vouă v-a promis Dumnezeu umplerea cu Duhul Sfânt. Și pentru dumneavoastră sunt făcute aceste promisiuni. Poate ar trebui să vă schimbați teologia? Că până la urma urmei, nivelul experiențelor cu Dumnezeu este condiționat de înțelegerile noastre teologice. Dar dacă nu înțelegi bine? Dar dacă ești tributar unor învățături care nu potrivesc într-o totul cu adevărul? Hai să ne uităm și la acest text. În pasajul acesta biblic, Cuvântul Domnului consemnează promisiunea făcută de Iisus potrivit Evangheliei după Ioan 14, unde scrie așa: Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi și va fi în voi. Potrivit acestui cuvânt, oamenii sunt împărțiți în trei categorii. Dacă să ne uităm cu atenție, le putem ușor identifica. Prima categorie este reprezentată de lume, despre care Iisus a spus că nu poate să primească Duhul adevărului. A doua categorie este reprezentată de ucenicii Domnului Iisus, cărora le este făcută promisiunea venirii mângâietorului a Duhului adevărului, dar care se găsesc doar în faza de auzire a acelei promisiuni și promisiunea urmează să se împlinească pe viitor. Și categoria a treia este reprezentată de acei discipoli ucenici care vor fi trăit împlinirea promisiunii, este partea finală, va fi în voi și va fi în voi. Grafic reprezentând aceste trei categorii de oameni ar fi cam așa: lumea, ucenicii înainte de botezul cu Duhul Sfânt și ucenicii după botezul cu Duhul Sfânt. Distinția între ucenicii de dinaintea botezului cu Duhul și lumea este foarte clară. Iisus a zis în acel cuvânt: vă voi da Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi. Păi, frații mei, dacă mântuirea începe numai acolo de la roșu, de la botezul cu Duhul Sfânt, și până la botezul cu Duhul Sfânt, toți o apă și un pământ, oameni mântuiți, oameni de lume, cum explicăm Ioan 14 cu 17 atunci? Când textul acela Domnul Iisus a spus limpede, lumea nu poate să primească Duhul adevărului, mângâietorul, cu sensul de botez cu Duhul Sfânt. Despre asta e vorba. Și atunci, dacă lumea nu poate să primească botezul cu Duhul Sfânt și dacă am înțelege că doar la botezul cu Duhul Sfânt primim înfierea și mântuirea, atunci mai poate fi lumea mântuită? Fi mântuită. Rezultă că nu. Logica acestui text impune să vedem așa lucrurile. Oamenii din lume sunt chemați să audă Evanghelia, auzind-o se întorc la Dumnezeu, cred, ies din lume, sunt înfiați, născuți din nou și acum pentru ei care sunt înfiați și născuți din nou, Dumnezeu are pregătită revărsarea Duhului, cum a fost și peste ucenici în ziua cinzecimii.
și peste samariteni care au crezut și s-au botezat, și peste Corneliu, care era un om evlavios și îl căuta pe Dumnezeu și avea nevoie de îndrumare, și peste cei din Samari, din Efes, cărora le-a spus Pavel și apoi s-a rugat pentru ei după ce au fost botezați în apă, și așa și în dreptul nostru. Sigur că detaliile sunt multe și diverse. Cu îngăduința dumneavoastră, în timpul pe care îl mai avem la îndemână, haidem să mai aprofundăm o nuanță și un detaliu și el foarte însemnat. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență spirituală supranaturală, și accentuăm acest detaliu, supranaturală, prin care creștinilor le este întărită viața duhovnicească. Avem viața aceea și este întărită acum în urma botezului cu Duhul Sfânt, ne este confirmată identitatea de copii ai lui Dumnezeu, cum am văzut în textele pe care le-am menționat, și le este dată puterea, creștinilor le este dată puterea de a mărturisi Evanghelia prin cuvântul Domnului Iisus, prin faptele cele bune și prin lucrări miraculoase, prin darurile Duhului care se manifestă. Botezul cu Duhul Sfânt are această dimensiune, este o lucrare spirituală supranaturală. Ceva, când primești botezul cu Duhul Sfânt, ceva spiritual, supranatural se întâmplă. Realizezi și trăiești experiența respectivă. Odată, într-o discuție, cineva spunea, am primit botezul cu Duhul Sfânt. Auzind această mărturie, m-am bucurat cu toată inima. Și doar din dorința de a înțelege încă o dată felul în care lucrează Dumnezeu în viața oamenilor, am întrebat, și când s-a întâmplat? Când ai avut parte de această experiență? Și omul a zis, nu mai știu. Sigur, poți să uiți o dată, dacă s-a întâmplat foarte mulți ani în urmă, chestiune de memorie, poți să uiți. Ajutând persoana aceea, am întrebat, totuși, dacă nu vă aduceți aminte când, povestiți-ne un pic ce s-a întâmplat. Cum a fost, cum a trăit, cum ați experimentat revărsarea aceea a Duhului. Și a zis, nici cum. Nu s-a întâmplat nimic. Cum așa? Păi zice, pur și simplu am crezut. Am zis, Domnul mi-a dat Duhul Sfânt. Uite, am crezut și-l am. Am crezut că-l am și-l am și gata. Dar nimic n-a fost. N-ai simțit în sufletul tău umplerea lui Dumnezeu, că zice, s-a umplut de Duhul Sfânt. Au primit putere, s-a cutremurat locul în care erau adunați, au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. Alții proroceau, lăudau pe Dumnezeu. Era acolo un entuziasm generalizat, o bucurie negrăită, nespusă. Dumneata, n-ai avut nimic? Nu. Și cum așa? Păi zice așa, virtual. În credință. Mi-am asumat asta. Cum îmi asum iertarea păcatelor, mi-am asumat asta. Cum îmi asum că sunt justificat prin credință, îmi asum că sunt botezat cu Duhul Sfânt prin credință. Păi asta reflectă o confuzie majoră între experiența botezului cu Duhul și justificare, și înfiere, și iertare. Botezul cu Duhul este o experiență distinctă, e cu caracter miraculos, supranatural, se întâmplă ceva dumnezeiesc. Și asta trebuie să fie experiența noastră. Și a fost la cincizecime, așa găsim că s-a întâmplat în multe alte locuri în poporul lui Dumnezeu. Frații mei, să nu minimalizăm importanța acestor lucrări a lui Dumnezeu, amăgindu-ne singuri, pretinzând despre noi ce nu este. Că așa asumări din acestea virtuale, în ghilimele, în credință, pot să fac și eu despre mine. Să închid ochii și să mulțumesc lui Dumnezeu că de acum încolo eu sunt președintele Americii. Uite, mi-am asumat asta în credință. Și spun despre mine, nu? Vă rog frumos să confirmați cu vot. Nu, un cetățean american. Da. Degeaba, astea sunt pretenții. Pretenții care nu fac altceva decât să ne conducă spre autoamăgire. Să nu ne privăm singuri de binecuvântările lui Dumnezeu, de împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu în viața noastră, confundându-le cu alte experiențe și trăiri. Insistând asupra câtorva detalii, spuneam că botezul cu Duhul ne confirmă identitatea noastră creștină, așa găsim și în 1 Ioan, un pasaj foarte, foarte frumos, scurt și dens. Auziți ce spune?
Cunoaștem că rămânem în El, adică în Iisus Hristos, și că El, Iisus Hristos, rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. No, uitați cum se confirmă identitatea creștină. Acolo, în Epistola 1 Ioan, a fost această problemă. Cum putem ști că suntem creștini autentici? Și cum putem și pe ce criterii să ne dăm seama care sunt falși? Că se pretind doar că sunt și nu sunt. Se strecuraseră profeți mincinoși, învățători mincinoși, oameni care n-aparțineau poporului lui Dumnezeu, dar pretindeau că sunt. Și acum, învățându-i, Ioan spune așa: fraților, cunoaștem că suntem creștini, să citim așa mai scurt, prin faptul că ne-a botezat cu Duhul Sfânt. E o confirmare. Sigur că suntem creștini înainte. Botezul cu Duhul confirmă ceea ce este. Avem nevoie de asta. Și odată ce am primit darul Duhului în viața noastră, botezul cu Duhul, suntem chemați să confirmăm prin mărturia noastră că Iisus Hristos a înviat. Suntem chemați să fim martori a învierii Lui și a lucrării Lui. Domnul să ne ajute. Botezul cu Duhul Sfânt, prin El, credincioșii primesc putere de a mărturisi Evanghelia prin cuvânt, prin fapte bune și prin lucrări miraculoase. Și cu gândul acesta, această dimineață, ne vom apropia și de încheiere. Botezul cu Duhul comportă această împuternicire, putere pentru a mărturisi Evanghelia. În trei feluri. Prin vorbă. Ai curajul să spui. Nu ți-e rușine de Iisus. Nu ți-e rușine că ești creștin. Ai în tine un foc care te arde pe interior și te mână să spui oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu, despre Iisus Hristos. Botezul cu Duhul se dă cu scopul ăsta. Dacă niciodată în viața ta n-ai avut asta, e o problemă serioasă. Prin fapte, într-o mai atentă și punere în evidență a caracterului Domnului Iisus în viețile noastre. Rodirea Duhului este mai evidentă. Caracterul creștin format, răbdarea, binefacerile și atât, lucrări miraculoase. Dumnezeu însoțește pe cei care sunt botezați cu Duhul, răspunzându-le rugăciunilor și lucrând prin darurile Duhului potrivit cu planul lui Dumnezeu. Iată texte biblice. Iisus a spus: rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. La botezul cu Duhul Sfânt s-a referit. Biserica, comunitatea aceasta, înainte de cincizecime, putem să o numim biserică cu toată încrederea și altă dată vom vorbi pe acest subiect, Iisus le spune lor: veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și în consecință veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Vă rog să observați, veți primi o putere. Asta e botezul cu Duhul Sfânt. Păi se spune așa, doar cu o asumare virtuală. Am Duhul, am primit Duhul. Da, puterea face diferență. E operală, operaționează, e operantă, lucrează în viața ta? Ia gândește-te la trăirea ta creștină. Spui, am primit botezul cu Duhul, dar vreodată puterea aceea ai trăit-o? Că acest text spune, când Duhul vine, se coboară, primești puterea, ai primit-o vreodată? Poate trebuie să schimb teologia atunci. Hai să ne uităm la evidențe. Veți primi o putere. E nevoie de ea. Apoi cuvântul Domnului, fapte 4, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala. Și au zis ce s-a întâmplat. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. În contextul în care legea, a fost acolo un decret, ca să putem numi așa, ordonanță de urgență, dacă vrem să folosim terminologia aceasta, autoritățile religioase au dat această ordonanță. Nimeni nu mai are voie să vorbească despre Iisus și să-i vestească numele. Cine o face, va fi pedepsit, închis. Și au fost făcute amenințări serioase. În fața celor amenințări, creștinii au zis: dă robilor tăi putere să vestească cuvântul cu îndrăzneală. Efectul acestei rugăciuni, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Efectul acelei umpleri cu Duhul, vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Are nevoie biserica de așa ceva? Au nevoie creștinii din vremea noastră de așa ceva?
ai dumneata nevoie de așa ceva? Dacă spui că n-ai nevoie, mi-e milă de sufletul tău. Și nu cred că mi-e atâta de milă cât e milă lui Dumnezeu. Că nimeni nu poate să aibă milă ca mila lui Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de prezența și de lucrarea Lui în viața noastră. Și El, în privința aceasta, să ne cerceteze, să ne ajute și să ne binecuvânteze pe fiecare. Mai un detaliu care ține tot de putere. Auziți ce scrie Apostolul Pavel aici. Dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Fraților, zice el, creștinilor de această dată, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Primirea Duhului, lucrarea Duhului în viața celor care sunt umpluți de Duhul lui Dumnezeu implică și această accentuare a sfințirii. Prin Duhul faceți să moară faptele trupului. Această lucrare a lui Dumnezeu începe în viața noastră încă de la convertire și de la naștere din nou. Și este accentuată, încurajată, animată, mai bine pusă în evidență după botezul cu Duhul Sfânt. Unii dintre noi se plâng că nu pot să biruiască faptele firii pământești. Conștiința spune ce fac nu-i bine și nu te poți lăsa. Nu poți învinge. Omul acela nu mai are nevoie de un sfat, știe ce are de făcut. N-are nevoie nici de mustrare, îl mustră și așa conștiința. N-are nevoie nici de argumente că ar trebui să se schimbe, e hotărât să se schimbe. N-are nevoie să fie convins că voia lui Dumnezeu pentru el este schimbarea, că înțelege asta. Ce lipsește? Puterea. Puterea. Cuvântul Scripturii spune, legea Duhului de viață în Hristos, mai izbăvit de legea păcatului și a morții. Aceia care au primit în ei Duhul lui Dumnezeu, pun în evidență și puterea de a birui păcatul. Încă din ziua în care se întorc la Dumnezeu, cum o vedea mai târziu învățătura noastră, că darul Duhului, prin schimbarea pe care o produce Dumnezeu la nașterea din nou, îl primim încă de la nașterea din nou, iar după botezul cu Duhul este o amplificare, o împuternicire și o echipare a celor mântuiți ca să slujească lui Dumnezeu mai departe. Și încheia în această dimineață, tot timpul caut să fiu pregătit cu mai mult decât pot spune, e rău când ești pregătit cu mai puțin decât trebuie să spui. Botezul cu Duhul Sfânt este pentru tine. Amin. Poți să primești? Amin. Afirmați aceasta? Amin. Poți să spui, botezul cu Duhul Sfânt este pentru mine? Amin. Poți să te identifici în rândul celora pe care i-a avut în vedere Dumnezeu când a zis prin Domnul Iisus, voi veți primi o putere. E mare har. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului în încheierea acestei adunări să aducă peste noi o revigorare, o împrospătare și o revărsare înnoită a Duhului. Ne rugăm cu toții.